Cum să începem? Cu doamnelor și domnilor, în această seară, în podcastul V-am zis, un invitat de marcă, un brand al umorului românesc, doamnelor și domnilor, Constantin Trofin! Bună seara și bine ai venit la noi în podcastul nostru, V-am zis. Trebuie să repetăm mai des, V-am zis, că lumea zice, cum îi zice la podcastul vostru, V-am zis. Cum îi zice la podcast? Cum îi zice la podcast? Podcast e, hai încoace. Deci ăsta, mă, deci trebuie vorbit așa ca rapperii? Să știu. Nu, e ok, distanța normală. Nu, bine. Mai zi o dată că mi-a plăcut prezentarea. Doamnelor și domnilor, în această seară, în studiourile mega... Nu le zicem mega pro, era media pro. Doamnelor și domnilor, în această seară, invitatul special adus pentru dumneavoastră cu mari eforturi și cu mari sacrificii. Știi cât a costat aeronava specială din până aici? Constantin Trofin! Costi sau Costel pentru prieteni, mulțumesc foarte mult dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. No, bun. Deci ți-o gătat cu astea. Asta au fost, Nicule, acum te lăsăm pe tine. Serios, Nicule, că m-ai sunat și ai zis că ai o cafea, că... Deci îți rup, no, serios. O cafea? Da, te rog. O cafea. O scotăriță, o plecatoare? Nu, lasă. Te duci tu? Mă, lasă-mă, Vlad, de textele. Mi-aduci o cafea sau... Aducem și o cafea. Mulțumesc frumos. A? Ai trei în unul. Atât s-a putut. Așa e și podcastul. Super ofertă. Nu e super ofertă, că numai noi știm. Bun, acum te rugăm că ai luat două guri de cafea, te rog să începi tu firul acestei discuții, că pe tine ne-am bazat, n-avem nimic. Ai zis că este sponsor la emisiune și că ai o pizza, eu n-am mâncat nimic astăzi. Atelierul de pizza, da. Nu, mai pierdem vremea. Și pizza. Hai, Nicule, că slăbești! Invitatul nostru, stăpânul nostru. A, ideea e ce am cerut. Cu salam picant și cu Philadelphia. Wow! Și pentru noi n-ai luat? Am luat, dar asta o lăsasem la finalul podcastului. Asta cu Philadelphia îmi place, că știți că și Rocky tot în Philadelphia era. Da, da, Philly. Mm. Încearcă să nu salivezi. Poftă bună. Poate un șervețel. Nu, că nu mănânc. Ți-am zis că știu de multă vreme. Da, da. Un profesionist, da? Da. Cum e? E bună. E bună. Asta nu e atelierul de pizza. Ba da. E catedrala de pizza, mă. Eu ți-ai spui atelier, e ca și cum aici serviciul de pizza. Mi s-a stricat pizza, au dus la reparat. Nu e așa. Nu e așa. Nu. Aici vii și după ce mănânci zici, Doamne, mulți am. Când ce s-o strica pizza, o arunci, dacă n-ai câine. Mă, e foarte bună. E bună? E. Chiar bună. Putem să facem o ediție pe lună de podcast de degustare de pizza. Ai mai venit? ASMR. Ui. ASRH era, mă, nu. Tu vorbiți prostii, faceți un pic de liniște că mânc. Extraordinar, mă. Nu, mă, serios, te duci undeva să mânci. Ai alături la masă doi... Două. Așa? Îi voie să zic pulalei. Nu, mă. Da. Deci ai alături la masă doi pulalei care nu m-aș bat gura și tu nu poți mânca. Și tu nu poți. Poftă bună. Bine că nu ceru ketchup. Ketchup ai? O apă? Da. O apă, dar ceva de băut, n-ai? Ba da. Și de băut de la ceilalți sponsori ai noștri. O strică cu privilegium. De la Ciumbrud? Domeniul Ciumbrud, nu privegium, privilegium. N-am tirbușor. Să nu desfaci. Mă duc acasă, beau tot. Da, băi, e frumos aici la noi. Și bine că ți-am zis, Nicu, că în caz că se pătează pe tricou, să... Avem un tricou de rezervă. Ia, ai pe acolo, ca să anticipăm. Avem și un cadou de la prietenii de la Scalver. În caz că vă pătați tricou. Ce, a fost la reducere? Da, acum e asta cu reducerile peste tot.
Acum e Black Friday în fiecare weekend. Plătești două legături de ridic și primești trei. De ceapă. De ce-o fi? Dar pe ce contează dacă e gratis? Dacă vouă îți convins că niciodată nu vi s-a întâmplat să fiți patron să vorbiți la telefon, dar niciodată. Tot timpul vorbesc la telefon de acolo. Da. Asta e un lucru pe care mă bucur că l-ați făcut. Că e plin de cooking show-uri, de alea cu mâncare, dar show de mâncat eu încă n-am văzut. Adică, nu? S-apucă, taie, face, aducem, ne băgăm la 287 de grade și ținem 38 de minute. Și îl scoți și nu știu, gata emisiunea. Deci, știi cum? La show-urile alea te uiți cu o bucată de pâine în mână, că te saturi până la final. Dar să vedem că se bucură oamenii de mâncarea aia, mă. Nu se bucură nimeni. Nu se bucură nimeni, nu știm ce face cu ea. Și dacă sunt în juriu sau ăștia care să se bucure de mâncare, dau verdicte și... Da, strâmbă din nas. Altfel, emisiunile astea sunt foarte utile, că eu mă uit dimineața, când face Petrișor, are rețetele alea foarte faine. Mai și mă uit și le țin minte și nu le fac niciodată. Toată lumea asculta Europa Liberă, singurii la care nu era frică erau securiști. Că doar nu se purau singuri. Dar eu nu știu pe nimeni care să nu fie ascultat. Știu mulți care ziceau că ne ascultă, dar e ca acum. Doamne feri, noi ne ascultăm manele niciodată. Da, ai auzit ultimul alu, ce fain e ăla, alu Salam, că uite, aveți și un bonsai. Deci arborile sub care stă, ia umbră, a de minune. Da, că el e mai pitic. Dar ce vreau să vă zic? Domnul Trofin sau Costel, cum ai zis la început, deser n-am avut acum, sper că nu te alegi de bonsaiul nostru. Adică, no, deci, bagă pizza aia. Cine mănâncă din copaci în afară de girafe? Mă rog, caprele, dar din copaci mai mici. Din copaci? Okay. No, e fain la voi la emisiune, mă. Chiar e fain. Dar da, eu... Ăsta-mi la podcast. Vine și când îi deci dăm drumul. Deci ăsta e la podcast. Eu n-am mai fost, n-ai mai fost la niciun podcast. Nu, dar m-aș duce și la un podcast cu ciorbă de bută. Ce râzi, că e o idee foarte bună. Da, dar la să ne invizi tu pe noi. Adică noi îți oferim meza în plasul și tu aduci ciorba de burtă. Participăm, aducem ardeiul, te smântână. Păi și atunci de ce să mai vin? Pentru că venim noi. E podcast cu ciorbă de burtă. Adevărul e că unele podcasturi îți varză. Acum... Podcast cu mici. Ne includem și noi la Cluj. Podcast chiar frumos, după 4 ediții. Frumos, podcast cu mici. Frumos. Podcast cu mici n-ar merge. Adică... E prea comun, nu? E prea peizan. E prea peizan, nu se potrivește. Deci... Podcast cu guacamole? De serios, să-i spui la Alex că ăsta nu e atelierul de pizza, e... combinatul showroom, pizza, showroom-ul de show Măzgăuan. Da. Nu știu cine e Măzgăuan, dar eu ziceam de Alex. Măzgăuan. De la atelierul de pizza. Deci trebuie să schimbe numele. Asta nu e atelier. Atelier e acolo, după podul de la Ira, în dreapta, unde vine ăla și se pară farurile. Ăla e atelier. Asta e altceva. Deci asta, știi, deci dacă ar fi stele Michelin pentru pizza, da, au măcar stele Pirelli, dar să fie, îți convins că le-ar lua. Le-ar lua pe tăte. Da. Băi, în sfârșit am avut și noi un podcast care... Trebuie să le dăm la tăte să mănânce în timp ce filmăm, că toți o lăudat. Care durează cât da. Mâncat unei... Bun, mai ales că pizze. Te servește, mă rog, să-mi ziceți că... Și bagă. Să-mi ziceți când vreți să începem. Da. Pune numărul de urgență 0264911. De când am mâncat o pizza întreagă. Ți-am zis să luăm medie, ai luat mare. Eu... Da. Ce? 911? Asta e numărul de urgență în America, mă. Da, da. Deci dacă suni, te redirecționează în Florești, să vină jandarii de acolo. Cum a fost până aici? A fost foarte bun. Putem să... Am văzut că ai pus canapeaua aia în bucătărie. Am făcut faină acolo.
Man, o jumătate de oră și... Sunt serios, că mai am mâncat bine, am băut ceva... Nu, mă întorc. Bine. Digestie plăcută, sau cum se... O să închid ușa, să nu... Să nu deranjați. Da. Mă, partea bună e că au mai făcut un episod de podcast. Da. Și poți să zici de tricoul tău. Da, mă, în sfârșit pot să zic că soacra... E brandul tău? Soacra e nou meu brand. Eu am soacră. Care e superputerea ta? Poate îl trezești, mă, las, dacă tot o venim. Să odihnim oamenii muncii, să-i odihnim, să... Manicule, cam scurt aia, așa m-am înțepenit un pic. Dar bine da, ați revenit. Cum o? Nu, hai repede, că imediat nu mai am voie să merg pe stradă. Da. Cum a fost până aici? Păi să începem, nu? Să începem, da. Da. Să te simți bine în acest debut de... S-a terminat debutul? Ca să da, știu. Da, ah, ok. S-a deci debutat. A fost un debut frumos. A, ah, uite cafeaua, cred. Cafeaua. E bună? E rece, Manicule. Păi ați dormit două ore. Nu, te rog frumos. Mă. Mă scuzați. Deci m-ați chemat, ați zis că o să mă simt bine. Da. Păi da. Atunci să poate să o încălzești un pic, te rog. Sau mai bine fă alta. Mai bine fă alta. Ține-te de poveri sănătoare. M-am zis să o încălzești, nu să o fierbânți. Tu te răcește un pic. Ești meu, nu facea de astea. Măi, deci, nu pricep oamenii. Vă rog, vă rog. Nu, așa da. Da. Deci, mă, Vlade, deci, nu pricep oamenii. Le spui să o încălzească, ți-o înfierbântă. E ceva. Nu știu, cred că toți meseriașii sunt în Spania. Eu l-am chemat de prieten și uite câte lucruri afli la o cafea. Nu, bun. Hai să începem. Doamnelor și domnilor, după ce l-am săturat bine, după ce l-am săturat cu mâncare, cu băutură, cu cafea și cu somn, în fața dumneavoastră, domnul Constantin... Trofin! E bine la podcast, e frumos la podcast, te simți bine, primești de mâncare, primești de băut, primești cafea și mi-e teamă să mă gândesc la ce o să mai primesc astăzi. Ați mai primit un tricou. Roxy, stai acolo, Roxy. Ați primit un tricou. Un tricou. Alb. Să vedem alb. Dacă mă pune să-l spăl, că acum e murdar pe mâini de la pizza domnul invitat. Don't... Să-l văd și eu. Don't worry. Don't worry, be happy. Uitați-vă cât e de happy mocalul ăsta. La cine-i? Mao Tse-dun? Nu știu, dar așa de happy arată... Dalai Lama. Dalai Lama. Dalai... Mă rog. Bun. Și ăsta cui? A dumneavoastră. Și îl poartă fiecare invitat când vine? Sau? Nu. Duceți acasă și... Și îl aduc înapoi data viitoare. De la Skullwear. Ăsta nu-i, okay. Nu-i cu ștafetă. E cadou. O să am grijă să nu cumva să rup asta, că dacă cumva mimic... Da, returnă. Alex, scuze. Alt sau, Alex. Sau data viitoare numai de Alex. No, serios, începem? Da, păi da. Da. Bun. Bun. Cum te simți la noi, Costel, dragă? Foarte bine, am mâncat, am băut cafea, am băut apă, am primit un tricou. Mi-e teamă de ce o să mai primesc. Ai primit și o sticlă de vin de la Domeniile. Da, am primit și o sticlă de vin de la Domeniile Ciumbrud. Deși eram mai fericit dacă primeam Domeniile Ciumbrud și nu doar o sticlă de vin de la Domeniile Ciumbrud. Și ce se face, să dormi în vie? Dar chiar de când pasiunea asta cu somnul, cu... Nu e o pasiune, e, cum să spun, o... O pornire care vine cu vârsta. Da, păi na, orice om cât de mic după masă doarme un pic. Bine că noi am avut canapea, era nasol să dorm aici după masă. Nu ținea masă. Nu ținea masă. Bun, dar serios, nu începem? Începem. Începem și te rog să încep tu. Ți-am făcut de 70 de ori prezentarea. Acum mai zici și tu, nu numai... Domnilor și domnilor, astăzi la podcast invitat Nicu Bendea și Vlad Roșu. Bine ați venit, dragii mei. Cu mulțumim. Ce treabă pe la noi? Ce vânt vă duce? În orice caz nu ne aduce Sorin Ovidiu vântul.
Mm-hmm. Pentru că Sorin Ovidiu Vântu se adresează generației. Noi suntem mai de generație, așa, de aia am început și un podcast și am considerat... De generații diferite, vrei să spui. Da, pe el e mai mic. El e mai mic. Deși nu se vede, el e fratele mai mic pe care nu l-am dorit. No, bun, hai să începem, na, serios. Hai să începem. Da. Care ar fi subiectul cu care doriți să începem? Acum mi-e și frică, după atâta desfrâu culinar-obahic. Nu, că chiar a fost foarte bună pizza. Dar, serios, nu mă întrebați, că așa e. Deci, deci cum a fost pizza? Foarte bună. Pizza a fost extraordinară. Altă întrebare. Vin. O să te întreb despre vin. Ce părere ai? Cum o să fie vin? Vinul o să fie foarte bun după ce o să pun sticla la recuperabile, pentru că sunt un cetățean responsabil. De când pui sticla la recuperabile? Eu de foarte mult timp, pe vremea lui Ceaușescu, duceam borcane de iaurt, care erau 50 de bani, dar erau și sticlele de ulei, care de obicei conținuseră bere, pe care nu puteai bea, pentru că erau în sticle de ulei și pe sticle luam 2 lei. Deci sticla era mai avantajoasă. De aia mi-a zis lumea, zice, bine că apar și tu pe sticlă, că dacă apăream pe borcane de iaurt... Da, tu și fetele de la Căpâlna. Ții minte că era, era feteasca de Jitvei. Noroc, da, și era un șir de fete frumoase și mă gândeam cum ar fi arătat eticheta de la Băbească. Cred că nu o cumpăra nimeni. Curgea pe sub... Da. Da, bun, hai să începem. De ce l-am invitat noi pe domnul Constantin? Asta doar tu știi. Asta doar eu știu. Este invitatul tău special. Da. Costel drag, așa cum îți spun apropiații, ce mai faci, cum te-ai descurcat în această lungă perioadă numită pandemie? În pandemie s-au întâmplat multe lucruri interesante, nu s-ar fi întâmplat. A fost o perioadă foarte complicată care pe mine cel puțin m-a făcut așa să... La început a fost foarte greu. După aia am avut din ce în ce mai mult de lucru acasă și de acasă. Chiar a fost o întâmplare foarte amuzantă. Eram la facultate și m-am întâlnit cu un coleg în hol și mă întreabă: salut, ce faci? Zic, mă grăbesc acasă că am curs. M-am urcat în mașină și mi-am dat seama cât de tâmpită e situația. Deci eu eram la facultate, dar fugeam acasă că am curs. În spațiu predestinat predării, nu? Și da, acasă. Măcar așa ai avut loc de parcare, că ziceai că la voi la facultate... Ba da, dacă mergi dimineața la 6, că găsești. Dar... pe de altă parte, uite, eu în fiecare iarnă aveam tot felul de răceli și infecții de-astea respiratorii și așa mai departe. De când cu povestea asta cu masca, eu n-am fost deloc bolnav. N-am făcut nicio răceală, n-am și-am zis, dom'le, uite, chestia asta chiar funcționează. Deci tu le vorbești studenților cu mască la... Nu le vorbesc online cu mască, oricum nu mă ascultă, deci dacă mi-aș pune și masca ar fi și mai... și mai crunt de atâta, dar știi, mă gândeam cum râdeam de japonezi când îi vedeam, când mai ieșeam pe undeva și îi vedeam pe toți cu mască, sudcoreenii și japonezii. Dar nu e o prostie, deci asta pe mine cel puțin, că nu vreau să supăr nicio senatoare, dar chiar a fost o chestie benefică. Altfel, ne-a schimbat total interacțiunea, stilul de viață și ne-a schimbat total modul în care vedem relațiile interumane și mi se pare atât de ciudat că am deja studenți care termină anul 2, dar eu încă nu i-am văzut. Și nu s-au văzut nici ei între ei. Nu mai e viața aia de student. Și mie cel mai milă mi-a fost de ei și chiar mi-a fost milă. Anul trecut la festivitatea de absolvire, când totul a fost online și toți erau de acasă și fetele își pregătiseră ținute pentru bal și erau îmbrăcate, nu zic că un sfert din ele au plâns, probabil că celelalte trei sferturi au plâns după ce s-a terminat transmisiunea. Au plâns că ești cum netul, da. Da, dar
Până la urmă, cred că și pandemia asta a fost și este în continuare o lecție pentru toată lumea. Și până la urmă, știi, spui tot rău spre bine. Nu știu încă exact care e binele, dar probabil că există undeva. Există. Unul dintre ele ar fi faptul că ne învață să fim mai ordonați, să ne spălăm pe mâini, să ne mai protejăm de oameni. Da, deci ai ajuns să te speli pe mâini, vezi? E o chestiune pe și care înainte uneori... Și după ce merg la baie. După ce mergi la baie? Depinde ce-mi trebuie. Are berile puse la rece în cadă, știi? Asta voiam acum să întreb. Iară s-o răcit cafeaua. Fă-ți alta. Nu, știi ce? Să vă duceți podcaster, că eu mă duc. Podcaster? Deci, ăștia ce sunt? Fel de animale? Mici, mijlocii? Mai fac o cafea dacă ți-a plăcut. Asta eu am făcut-o. N-avem sponsor de la cafea, așa că... Cum îi zice ăștia de plin în Cluj? De și un munte. Merlot sau Meron. Merlot e vin. Meron e un munte. Meron combinezon. Meron să șuruburile și ruletele de la Practicer. Să bei șuruburi. Nu, serios. Eu ți iau șuruburi, dar le bei. Da, uai cule. Asta ziceam, sau zic în discuțiile cu Costel, că se vede substratul ăsta ingineresc, că până la urmă tu la bază ești absolvent de... Tehnologia construcțiilor de mașini. TCM, celebru TCM. Sunt inginer mecanic și uneori mă gândesc că ar fi fost foarte interesant să rămân în meseria aia. Sunt convins că foarte mulți colegi de-ai mei din televiziune gândesc la fel ca mine. De ce nu a rămas ăsta la combinatul siderurgic acolo? Poate îl mutau la Cernavodă. N-am fost la combinatul siderurgic, am fost în industria prelucrătoare, despre care tot vorbește lumea și spune: Doamne, ce industrie am avut. Da, ce industrie am avut. Noi făceam mașini care nu-i trebuiau nimănui și primeam de la alții mașini care nu ne trebuiau. Funcționa perfect. Era un socialistă. Troc. Da. Toți aveam de lucru, dar aveam ce face. A fost interesant. Revoluția te-a prins absolvent. Nu? M-a prins inginer în fabrică. Inginer în fabrică. Da. A fost o chestie foarte interesantă la noi. În... 20 decembrie în 20 decembrie doi muncitori de la mine de pe secție au urcat sus pe clădire și au dat foc la sigla PCR-ului și cineva din schimbul de noapte. Acum știu cine au fost, atunci e bine că nu s-a știut cine au fost. Și mai trăiesc. Când am ajuns eu dimineața la fabrică cu mașina aia, autobuzul în convenție, autobuzul ăla de 80 de locuri, local, care erau 140 de oameni, și am ajuns și când să intru văd mai mulți milițieni cu câini și niște tovarăși în haine lungi de piele și nu știam ce se întâmplă. Și când prezentare de modă botezatul, când intru în fabrică, îmi spune un coleg: n-am înțeles nimica, dar am înțeles că e de rău. După care vine tovarășul secretar de partid și zice: băi, toată lumea în sala festivă! Și ne-am dus în sala festivă, unde vine tovarășul secretar de partid împreună cu un domn în loden și zice: mă, îmi pare rău că nu sunt eu ofițer de securitate să vă bat, să aflu care ați fost ăia care ați aprins tema partidului pe clădire. Atunci am aflat și eu ce s-a întâmplat, că nu știu, mulți nu știau. Și, na, să termină chestia asta, a doua zi, de fapt, nu, în ziua aia, 21 decembrie, pleacă Ceaușescu cu elicopterul, tărărăm. Eu eram cu mașina, nu eram cu mașina, că mergeam pe jos, că erau, cum era, 20 de litri pe lună. Sâmbetele. Și pe pământ mai puține. Și, în fine, nu aveam suficientă benzină și am zis: hai să mergem pe jos, din zona industrială spre Gheorgheni. Și le spun în bășcălie colegilor, zic: băi, și să vedeți că ajungem în Mărăști și din stânga vin tancuri. Băi, și așa au fost. Deci, am asudat instantaneu,
și ne-am dat seama că ceva se întâmplă. A doua zi dimineață ne ducem iară la serviciu. Autobuzul în convenție, ținut de ușă. Era să zic știți cum era, dar probabil că mulți dintre cei care se uită nu știu cum era. Deci stăteam ciorchine pe ușa autobuzului și ne țineam așa. Eu întotdeauna, fiind mai tânăr, lăsam pe aia mai în vârstă să urce și rămâneam vară, iarnă acolo și ne țineam vreo 15 inci de ușă și eu mă uitam la bolțul ăla care era atâta și care ținea ușa, când mă uitam cât ne ținem și încercam calculai. Să fac în cap un calcul de rezistență la forfecare și când am ajuns acolo era tovarășul secretar de partid și cu tovarășul secretarul TC care dăduseră jos toate lozincile cu Ceaușescu și înlocuiseră cu pânză albastră și tăiau din hârtie litere și le coseau cu ață și scriseseră liberi în țara libertății România. Și instantaneu am început să râd, dar nu numai eu, că toți care intram, la care ăștia doi tovarăși, bine ați venit să ne apărăm avutul, la care se desprinde un zdrahon dintre noi, se duce și trântește un pumn în gură de cade ăla jos și zice, nu mă, hai bate-mă, eu am dat foc. Deci asta n-o să uit toată viața, la care cei doi tovarăși au ieșit și cu picioare în fund și n-o să uit imaginea cu ei doi fugind spre oraș pe linia de tramvai. Bineînțeles, tovarășul respectiv după aia au ajuns investitor și milionar, că na, ce să... Nu mai coase acum. Da, știi, îmi tot vine să povestesc lucrurile astea pentru că din ce în ce mai mult văd că lumea uită sau vrea să uite sau nu vrea să-și aducă aminte și tot văd postările alea cu vai ce bine era pe vremea aia și am pus un răspuns în care am zis era că ce frumos era de Paști pe vremea lui Ceaușescu. What? Eu m-am dus la serviciu în ziua de Paști și am scris chestia asta. Mamă, ce avalanșă mi s-a turnat în cap. Mint ca un porc, sunt nu știu cum, nu știu ce, nu știu... Și a zis, mă, oamenii ori sunt masochiști, ori au o memorie scurtă. Și eu... Îți masochiști cu chestie scurtă. Da, și acum nu știu câtă lume cu nostalgie să uită la emisiunea asta, dar eu le spun tot timpul studenților mei, nu vă doriți studenția pe care am avut-o eu. Atunci să făcea școală. Și voi aveți condiții, faceți și voi școală. Ei cum zic, e... Cum te cataloghează? Drept un profesor exigent sau cum? Care ne cere prea mult? Sau cum zic ei? Acum, știi, depinde la orice. Dacă ceva nu-ți place, e foarte greu să-l faci. Dacă îți place și te prinde, dacă ești făcut pentru asta, indiferent care ar fi meseria asta, o faci cu plăcere și știi, e povestea aia cu dacă îți place ce faci, nu te duci nicio clipă la serviciu. E o tâmpenie. Te duci la serviciu pentru că n-are cum să-ți placă în fiecare zi, dar măcar faci ceva care simți că te reprezintă. De-aia n-am intrat în politică. Glumesc acum. Nu-i târziu. Nu. Dar viitor de aur țara noastră are până la urmă, nu? Eu sper că nu. Tu ai fost la vot, nu? Că ziceam că amânăm podcastul până mergi la vot. Da, da, da. Apropo, că acum trecem peste generații și peste ani, șefa... Zi tu. Nu, nu, spune că după aia vreau să întreb când a fost declicul de la inginerie spre televiziune. Așa, așa, așa. Că pentru cei mai tineri... Declic este o organizație care își face treaba foarte bine. Și la care lucrează fostul care, reporter Antoniu Bumb. Exact, pe care l-am invitat să le vorbească studenților anul trecut. A fost o perioadă ciudată după Revoluție, când toată lumea era într-o cumplită derută și... Era, știi, dintr-o dată eram liberi și era libertatea aia pe care nimeni nu înțelegea și de fapt nu era vorba de o libertate, ci de un libertinaj și am început să aducem din Occident o grămadă de tâmpenii în paralel cu băieții deștepți care înțelegeau foarte bine ce se întâmplă și începeau să acumuleze milioane de euro. Noi ne uitam încă la televizor și deja făceau milioane de dolari. Exact, exact. Să nu...
iarăși, puțină lume își aduce aminte că, de exemplu, era un post național de televiziune care efectiv seara după ora 22 transmitea, punea în undă casete porno explicite. Asta era înainte de a apărea CNA-ul. Undă fiind? Undă. Îi punea un undă. Broadcasting. Broadcasting the films. Unde? See what I mean. Și ca să nu mai zic de zona media comunicării care intrase într-un delir, erau pe tarabă, erau reviste care se numeau Țâțe, Infractoarea Roz, Șopârla la sexy. Atac la persoană. Dom'le, asta e alu Mitica Dragomir, el o scosese sau după aia o patronase. Da, da, da. Da, 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 se dădeau lovituri, erau linșaje mediatice publice, ghilotinări, nu interesa pe nimeni. Libertinaj, cum spuneai tu. Adică nu există, partea asta fără responsabilitate nu poate să existe. Și asta s-a înțeles destul de târziu și nici acum nu există multă responsabilitate nici la clasa politică, clasa pregătitoare politică pe care o avem noi. Clasa zero. Și în 1991... începuse deja să meargă rău industria. Începeau să se vândă anumite fabrici, căzuse piața țărilor socialiste, Caeru, unde vindeam toți. Noi dădeam polonezilor mașini care nu le trebuiau, cehii ne dădeau nouă mașini. Pe alea cehești le foloseam că erau foarte bune. Deci erau similare cu mașinile nemțești. Se potriveau. Echipamentele nemțești, erau ok. Dar în rest, unde trimiteam noi? Eu lucram la birou export atunci pentru că vorbeam limba engleză și vorbeam engleza tehnică. Vorbeai nativ? E, da. Da, ok, în fine. Și unde trimiteam noi mașinile? În Egipt, în Irak, în țările cu care Toarșu avea legături foarte strânse. Și dintr-o dată astea au căzut. A început să nu mai fie comenzi, a început să fie complicat. Eu am trecut atunci printr-un moment greu, murise foarte brusc tatăl meu și eram în același timp, țineam ore la Politehnică și eram pe punctul de a mă duce acolo asistent. Și nu am făcut că nu m-am dus. Și în momentul ăla... prietenul meu din armată, Marius Aciu, pe care îl salutăm asemenea și îl așteptăm aici, colabora la Radio Cluj și a zis hai cu mine să te... și într-adevăr mi-a făcut bine. Am făcut niște emisiuni cu totul ieșite din tipare, care au prins foarte bine. Că... Când aveați timpul, difuzarea, când se difuzau emisiunile? Păi... era o emisiune pe care o producea Cristina Stihi atunci și care se numea Student Magazin. Noi nu eram departe de vârsta studenției și, mă rog, aveam și background-ul trupei Boom și, în fine, și făceam niște emisiuni care plăceau foarte mult oamenilor. Întâmplarea face că după aia a venit un concurs de angajare, au fost niște posturi, am dat concurs. Am obținut cea mai mare medie și am fost angajat al patrulea, că erau niște copile în fața mea. În fine, și așa am ajuns în Radio Televiziunea Română și apoi, și pentru că studioul de la Cluj era... instituția se numea Radio Televiziune, dar noi fiind aici un colectiv mic, făceam și radio și televiziune și în 94 s-au despărțit instituțiile. Și atunci... a fost la alegere. Cine vrea TV, cine vrea radio. Eu am vrut... TV. Ziceai de momentul boom, care ți-a marcat studenția până la urmă. Da. Trebuie să spunem iară tinerilor din ziua de azi că pe vremuri erau brigăzi umoristice ale facultăților, anumitor facultăți. Da, erau brigăzile artistice care aveau un foarte mare succes la studenți. Pentru că, sau și pentru că nu aveai alternativă. Pe vremea aia
Filmele la cinema. Era YouTube, dar până la 8 seara. Filmele la cinema erau puține și încă se practica la greu obișnița cu bilete în plus. La Repci, adică la Republica, întotdeauna erau în față bișnițarii care și dacă vrei să intri să vezi filmul din picioare continua povestea, se dezvolta povestea cu video în timpul stagiului meu la Baia Mare. Înainte de Revoluție am tradus filme pe video. Irinel Margaret Nistor te-am putea de nu, pentru că eu le vedeam înainte, apoi le mai ascultam coloana sonoră de două ori și abia după aia imprimam, după ce îmi făceam notițe. Deci n-aveam momente de acum ea zice că și încercam să fiu sincron. Mai ai așa ceva? Nu mai am, dar mi-a zis cineva că de curând a văzut un film care mie mi-a plăcut foarte mult și chiar m-am chinuit să-l traduc foarte bine, Killing Fields, și mi-a zis că l-a văzut cu vocea mea și am zis că bă, e... Cum? Nu cred că mai este după 30 de ani. Și mă întrebai de boom. Erau astea alternativele și atunci... Da, brigăzile studențești erau altceva decât brigăzile muncitorești, că de fapt de acolo a pornit mișcarea asta cu... Erau alternativă la Cântarea României. Sau... Da, oarecum. Dar mitică de la sculărie, crede că munca e o jucărie. Da, la noi erau mai elaborate și pline de șopârle. Și din cauza asta, ulterior, au ajuns să vizioneze tovarășii de la partid programele, adică, mă rog, da, programele. Scenariile, script. Da, la început doar le citeau. Și după o întâmplare... Veneau și la vizionare. Nu, la început doar le citeau și le vizau. Până când s-a întâmplat un episod în care, fără să iasă din textul aprobat, o trupă de la Galați, în care era Fachiro, Dumnezeu să-l ierte, el era personajul principal, au schimbat sensul din intonație, din interpretare. Moment în care spectacolul s-a oprit și din acel moment au început să și vadă, să vadă și să audă. Și trebuia să respectăm perfect intonația, totul trebuia practic să fie... Practic cântați pe note. Exact, da. Dar a fost... o perioadă extrem de interesantă. Au fost două lucruri care se întâmplau atunci, din punctul meu de vedere. Era trupa Boom, care avea un succes demențial, deci în sala Casei de Cultură a Studenților se rupeau ușile de laterale când aveam noi spectacole. Trupa Boom a Politehnicii din Cluj-Napoca. Trupa Boom a Facultății de Mecanică din Cluj. Așa. Și după aceea, când eram eu în anul 3, am mutat balul bobocilor de la mecanică în sala Casei de Cultură din holul facultății, completând totul cu scenete umoristice. Concursul de Miss devenise emblematic pentru că puneam fetele în situații foarte amuzante și... Asta a fost punctul meu de pornire în show de televiziune, pentru că fiind pe scenă atâția ani, cunoșteam reacția publicului și asta te ajută foarte mult. Una dintre problemele pe care le au oamenii care fac televiziune sau video este că de multe ori le lipsește simțul feedback-ului. Ție ți se pare că e grozav ceea ce faci și spui, așa e ce bun a fost, așa e ce bun a fost. Așa știm și noi din vizualizări. Și faptul că ai publicul care răspunde imediat. Ai reacția pe loc, exact, n-ai niciun dubiu. Exact, am făcut această analogie, începând să înțeleg ce înseamnă timpii de așteptare. Fără să citesc cărțile pe care la un moment dat le recomanda Florin Călinescu, dar am învățat pe pielea noastră cum să
manipulăm, dacă vrei, publicul, cum să-l pregătești pentru cum o poantă, cum când să-l dai, cum să faci pauză, să nu pui poantele prea dese pentru că jumătate se vor pierde, să înveți să respecti reacția publicului, să aștepți, dar să știi exact când să reintri ca să nu-i pierzi. Și astea numai un spectacol live ți le pot oferi. Numai live, iar spectacolele cu sala arhiplină de la Cluj, cu amfiteatrul de la Costinești plin până la refuz, cu spectacolele pe care le țineam în toată țara, în toate centrele universitare, la Sala Olimpia, la Timișoara, la Iași, la București, în Tei, la... Noi nu știu unde n-am fost. Și atunci s-a mai întâmplat o chestiune pe care după aia am resimțit-o de multe ori pe parcursul timpului. Eram la media și la un spectacol, pentru că ne-am dat seama că lumea e avidă de spectacole. Și în afara cercurilor studențești. Exact. Și sigur, înființarea brigăzii este meritul lui Nicu Havrileț, care a fost și este în continuare sufletul trupei. Și ne dă gaz. Da. A lui Lucian Revnic, care a avut ideea să ieșim și în alte locuri, și după un spectacol la Mediaș a venit mai multă lume la noi și nu știu ce, beam niște beri sau ce. Ce se putea? Să pregătești un spectacol de o jumătate de oră complex, cu înseamnă foarte multă muncă, foarte multe repetiții și foarte multă dedicație. De asta nouă ne era foarte greu, pentru că nu numai eu, dar și alți colegi ne străduiam să fim și studenți foarte buni pe lângă chestiunea asta, ca să nu ne facem de râs. Și vine la noi un tip și zice: hai, ce fain sunteți, mă, atât îmi place de voi că sunteți o adunătură de bețevani și de curve. Și am zis: wow, ce se vede afară? Ce înseamnă toată zdroaba dinăuntru și ce se vede afară? Chestiune pe care am întâmpinat-o ulterior când lucram la știrile de sâmbătă asta și mă întâlneam cu oameni care făceau: ha, 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 toată ziua nu mă râdeți! Și mă gândeam: vai de capul vostru sau al nostru, cât de tare râdem și câte ore de pregătire și preproducție înseamnă o oră de produs și finit. Și câte emoție ca să lansezi produsul finit. Și așa am ajuns la știrile de sâmbătă asta. Așa s-a numit primul program TV sau... Nu. Dar înainte de asta a fost de fapt pregătirea dumneavoastră în domeniul ăsta, că nu ați terminat o facultate sau ceva. O terminat. Da? Deci este șor. Dar nu, am înțeles, din inginerie, dar ce înseamnă... Și-o luat bacul. Și-o luat bacul. De ce mă ia cu dumneavoastră? M-ai chemat să mă... De e frica pizza. Domnul Roșu, cum să vă răspund eu dumneavoastră? Mă, Vlade. Mai zi o dată întrebarea. Deci, teoretic toată pregătirea ce... Pe care ați avut-o a fost de fapt... interacția asta cu oamenii prin intermediul show-urilor. Da, și faptul că ați zis că ați terminat. Am scris foarte multe texte. Eu vreau să aflu dacă are pregătiri în domeniul de televiziune. Da, dar... Televiziune sau umor? Pe umorul te cam naș cu el. No, aici vorbiți voi. Pregătirea asta de spectacol a fost din asta, hieropistă, școala vieții. De la pentru Veța că nu aveai cum să o ai altfel. Noi nu eram actori profesioniști, nu știam mult. Probabil că am fi fost mult mai buni dacă aveam și o pregătire teoretică în domeniu. Dar nu despre asta era vorba. Noi ne simțeam bine și se simțeau bine aia care erau cu noi. Bun, și ați ajuns în televiziune și atunci... În televiziune... Erau oameni care să vă pună în evidență talentul umoristic? Sau... Nu, am avut niște oameni în conducere care ne-au lăsat să ne facem treaba. Și cum vă făceați? Știați voi? Nu, iarăși, din propria experiență și din ideile pe care le aveam, și recunosc că m-au ajutat foarte mult cunoștințele tehnice ca să putem duce la îndeplinire niște, suntem în 2021, deci niște task-uri care deci necesitau targetul, așa, și deadline-ul era la zi. Erau niște lucruri pe care le puteai face dacă cu skill-urile voastre. Să-ți folosești tehnica, da.
Și am făcut multe lucruri foarte atrăgătoare și... Pentru ce era atunci pe televiziune, pe TV, da? Da, am... Dar asta a fost la început, pentru că după aceea, pe vremea aia nu exista nicio facultate de jurnalist, nu știu dacă m-aș fi dus să mai fac o facultate. Noi ne școlarizam la fața la locului, lui, dar da. Bazele le-am pus în cadrul unor cursuri pentru care m-am înscris și m-am luptat ca să ajung în Anglia și în America. Ai, și acolo m-am format, acolo am înțeles. Partea tehnică. Am avut profesori care aveau în spate 10 de ani de producție de televiziune și practic... Când am ajuns prima dată acolo în 1994 la Cardiff, a fost prima dată când am zis, wow, stai că jucăria mea e o industrie. Și am început să înțeleg și am început să citesc și am început să fac și am început să caut alte cursuri la care să mă duc și să mă dezvolt tot mai mult, dar toate, spre deosebire de ce se întâmpla, începuse să se întâmple la noi, toate astea ale lor erau extrem de practice. Lucru pe care îl încerc și eu acum. Cu aplicabilitate, adică foarte, știu de ce fac ceva. Da, e foarte dificil așa, de la distanță. Și au fost multe, ce să spun, la început am bătut teren cât au vrut șefii mei. Aveam jurnal dimineață. Dar tu căutai totuși să ai profilul umoristic la TV, nu? Da și nu. Adică încercam să adică ai prezentat și știri. Am prezentat și știri. Zic când ai prezentat știrile în maghiară la radio. Asta a fost faină. Dar nu, stai că ajung și acolo. Zici și părerea faină. Că asta vreau să spun, că aveam jurnalul, deci noi TVR Cluj aveam emisie locală când aveam loc în grill, adică dimineața parcă la 7:30, dacă bine țin eu minte, aveam un jurnal și intram doar pe Transilvania după și se termina jurnalul de la Republica Moldova. Și când ajungeau ăia de făceau o pauză, să tăia și intram noi. Haideți, bă! Așa. Și mi-aduc aminte într-o dimineață că mi-am pierdut toată concentrarea ascultând ce vorbeau oamenii aia. Știi, în general, îmi citeam materiale ca totul să meargă fluent, făceam o repetiție cu regia, să meargă totul bine și mă fură dialogul. Fusese în seara și dinainte, a fost un accident în Chișinău. Cum ești, chiar acolo, cum te duci unde ai spre Ialoveni, să treci pe sub un pod și că ieși sub podul ăla trebuie să faci dreapta. Iar asta vorbeau la știri? Nu, sau... eu îți povestesc, acum vă povestesc vouă, dar ajung și la poveste de la știri. Adevărul e că, deci chiar am fost la Chișinău, am petrecut destul de mult timp acolo, încercând să facem din Televiziunea Moldova 1 o televiziune mai actuală. Mai actuală. Da, și era un palcovnic, un colonel de miliție care spune și conducătorul auto când o ieșit de sub pod, noi sprăvit cu cârma și o palit stâlpul sau zidul sau ce era. Măi, și mi-a rămas în minte chestia asta cu noi sprăvit cu cârma până în ziua de astăzi. Adică în românește asta a pierdut controlul volanului, nu? Da. Deci noi spraviet cu cârma și n-am apucat să văd cum se termină cu a intra genericul nostru. Deja trebuia să fii? Era, da. Asta era. Ce prezentai din gară? Nu, deci era, mă rog, și semnalul de post de la TVR Cluj. Și? Ei, și... și în fine, au fost multe. După prima emisiune, era o emisiune care se numea Întâlnirea de Sâmbătă, care putea să fie mai relaxată, mai, și acolo a fost, acolo s-a născut de fapt scheletul știrilor de sâmbătă asta, care au început 95 sau 96. Exact. După masa. Când îmi aduc aminte, zic.
Și făceam acolo emisiuni cu invitați, cu... n-aveam de niciunele, nici decoruri, nici nimica, vai de capul nostru. La care iau de acasă un mileu făcut de bună. Ca să pun ceva pe masa aia. Și pun mileu frumos pe masă și avem emisiune și iată, avem și un telefon la concursul emisiunii. Bună ziua, cine sunteți? Lenuța mă numesc, din Șimleul Silvaniei. Să numele doamna Lenuța, ați sunat pentru concurs? Nu, am sunat să întreb dacă nu puteți trimite modelul de la mileu de pe masă, că atât ai de frumos. Acum e simplu, făceai o poză cu telefonul și o trimiteai pe WhatsApp. Da, pe numărul de WhatsApp. Atunci ce să... Și îi spun, mama, zic, uite, se trimite. Ai nebunit, ăla de la bunica. Și nu știu ce am făcut, i-am desenat, cumva l-am trimis ca să nu rămân dator. Ce grea era comunicarea. Da. Începeau emisiunea să aibă succes. La un moment dat am făcut împreună cu Ovidiu Scat niște filmări cu camera ascunsă, de care și acum aș aduce aminte lumea, în colaborare cu poliția rutieră, cu tineri ofițeri care astăzi sunt pensionați de ani buni, că așa e în poliție, și care au avut un succes fantastic. Și după o astfel de emisiune sună telefonul. Alo, că nu o să uit vocea asta. Alo, sunteți domnul care face emisiunea? Eu eram de serviciu în regie. Da, spuneți vă rog. Aveți senzația că ceea ce ne prezentați este amuzant? Nu este. Și închide telefonul. Și bă, na, asta e. Se întâmplă. Unora le place, altora nu. Dislike. Le place. Da. Ei, și atunci, la acea filmare cu camera ascunsă, aveam două personaje. Eu eram pe partea de producție și îmbrăcați în polițiști erau Ovidiu Scat și Alin Germărean, actualul director al TV Cluj. Și în sfârșit opream mașinile lângă Hotel Napoca, strada de pe lângă Someș, care e acum varianta, sau cum îi zice, bulevardul 1 decembrie. Spre parc? Nu spre parc, pe partea aia. Da, bulevardul 1 decembrie. Și atunci erau niște gropi sinistre. Și în colaborare cu prietenii de la poliție opream diverse mașini și le spuneam că au depășit viteza legală. Lucru de-abia te puteai mișca, atât erau de mari gropile alea. Și îmi aduc aminte că vine unul cu o Dacie pe care avea niște bârne de 6 metri. 4 bârne de 6 metri. Oprit. Bună ziua, agent, nu mai știu ce nume și-o fi inventat. Ați depășit viteza legală. Dar nu se poate, dar păi dacă cu astea pe mașină. Ce? Ok, bine. Comunică, te rog, viteza pentru Dacia albastru deschis 2 Cluj 75-83. Dacia albastru închis 75-83, 82 de kilometri pe oră. La care, deci, lucram cu 3 camere, lucru rar pe vremea aia. O cameră cu zoom, puternic, pe fața lui. N-au crezut. 82! Cu astea din! Erau bârnele alea. Ia cheile și le dă lui Ovidiu Scat, că era polițist. Ia cheile! Dacă mergi cu 40, îți dau mașina! Ce vrem? O altă fază tot atunci. Ovidiu se dă cu țuică. Cea țuică puturoasă, deci eu împuțită lui uniforma săracu și mirosea groaznic ca alcool. Și oprește un basculangiu. Mă rog, o basculantă. Coboară ăla. Da, e regulă. Ce? Ia suflați. Nu, suflați, că aici miroase alcool. Nu simțiți că miroase alcool? Ăluia era... rușine să zică că nu miroase, că mirosea. Dar era rușine să spună tu miroși. După care zice, haideți să mirosim în mașină. Dom'le, în cabina asta miroase alcool. Nu miroase. Da. Dom'le, ai băut? N-am mâncat, că n-am mâncat.
În fine, până la urmă explică șeluia că e camera ascunsă și a doua zi vine omul și ne caută la televiziune. Să vă dau în judecată și să... Te zic, de ce? O râs toată autobasa de mine! Păi zic... Bun, și o să ne dați în judecată pentru ce? Că v-am făcut de râs? Nu! Că eu n-am băut! Și atunci, adevărul e că noi că încălcasem pe... Nu era foarte... E adevărat că nu exista încă o legislație pentru asta. Că nici noi n-am fost ușă de biserică, știi? Nu, că oricum nu i-am spus numele. Și atunci am zis, mă, hai că trebuie să ne apărăm și noi, să nu ne trezim cu un proces, că e nasol. Și zic, bun, și ne dați în judecată pe motiv că v-ați făcut de râs? Și o plecat de acolo foarte furios. Știi, erau vremurile alea de început în care lumea nu înțelegea ce-i cu televiziunea. Mă trimit odată la Ciucea, unde, sau lângă Ciucea, se făcuse o fabrică de bere, o fabrică particulară de bere, că atunci începeau privații să se dezvolte. Și mă duc acolo, lumea în general era singura televiziune din România, lumea era foarte emoționată când ajungeai acolo și să fac interviu cu directorul. Zic, domnul director, da, imediat, haideți să bem o bere. Și zic, ok, vai, trebuie să o gustați, minunată. Și bem o bere și zic, nu vreți să... facem interviu. Imediat, dar acum trebuie să gustați o bere nefiltrată. Deja era. Și până când să mi-o aducă mie, el așa, și el săracul și tot făcea curaj și la un moment dat zic, vă rog frumos, haideți să filmăm. Dar acum una filtrată, ca să vedeți cum merge după astea la alte. Și zic, vă rog frumos, haideți să filmăm. Cameramanul cu care lucram atunci, acum e plecat, nu știu unde, în Germania, în Canada, e plecat de mult. Șoferul, care era un celebru pentru că îl lăsase și pe director undeva și plecase, că el făcea program acolo, pleacă acasă și ne lasă acolo. Și eu rog pe ăsta, mă, Ovidiu, hai să facem interviul ăla. Și începem. Deci noi ești la fabrică. Avea prea mult curaj. Hai, nu. Deci, domnul director, vă rog, haideți să... Nu iese nimic, și zic, măi, noi trebuie să mergem la Cluj. Cu ce mergem la Cluj? La care de la masă, ce? Vă duc eu. Cine era? Un domn de la poliția rutieră, care și el trebuie să se... Filtrată, nefiltrată. Vorbim despre anul 1992. Foarte diferit de ce se întâmplă astăzi. Și zice, da, vă duc eu. Și zic, dar nu cumva ați băut? Na, ce să facem, că rămâneam acolo. Era 1992, Ciucea. Stăteai și așteptai să treacă o mașină, nu caz. Și ne ia și vum, și venim. Și la un moment dat zic, dar nu puteți lăsa mai încet? Păi te grăbești sau nu te grăbești? Păi zic, mă grăbesc, dar uite câte mașini sunt în față. Da? Pornește ala sirene. Nu mai e în față. Hui, și ajungem cumva în Grigorescu la televiziune, coborâm și zic, da, acum mergeți direct înapoi acasă. Și mai bem o bere aici peste drum și mergem. Vezi ce greu să faceau podcasturile în 92. Deci, nu, e societatea asta s-a schimbat fundamental. Numai cine nu vrea, nu vede. Știi, la fel cu chestia cu n-avem drumuri deloc în țara asta. Măi, e adevărat că n-avem autostrăzi, dar am făcut naveta la București pe Breaza Ploiești pe un singur sens, adică cu o singură bandă sau, Doamne ferește cum arătau drumurile, avansul e enorm, dar toate au avansat. Sunt și mașinile de 100 de ori mai multe și toți suntem al dracului de rămași în urmă. Și de 100 de ori mai grăbiți. Da, da, da. O, hai că mi-am mai adus aminte una. Mergem să filmăm la Sâmbra Oilor. Sâmbra Oilor, știți ce e aia Sâmbra Oilor? Se termină filmarea, se termină și târgul de acolo și tot. Și zic, mă, dacă tot am venit aici, măcar să cumpăr și un caș. Să duc, să duc acasă. Ceva acasă, da. Și mă duc la un badie și zic, vreau și eu niște caș. Dar cât îți trebuie? Zic, vreau și eu vreo 2 kg. O, 2 kg? Ai venit până aici să te duci cu 2 kg? Dar e o rotă de aia de 10 kg. Că dacă nu o mânci tătaicu, eu da.
sfita, nu, bine, dați-mi o roată de 10 kg. Nu mai am, am vândut-o tătă, vii la anul. Umor ardelenesc, dacă eu am deschis podcastul, onoarea ați revinție. Bine, sunt foarte multe și foarte multe lucruri triste, dar că nu cred că, că ăsta e scopul întâlnirii noastre. Și sunt sute, sunt de la știrile de sâmbătă asta. De care emisiune sunteți cel mai mândru că le-ați făcut? Tonic Show. Ai, chestia asta cu mândria, știi? Da, mulțumit, mulțumit. Că a ieșit cum... Un ardelean... Cam 70% de cum vă doreați. Un ardelean nu poate fi mulțumit, numai mândru sau și mai mândru. I, nu pot să spun asta, pentru că fiecare, la fiecare am lucrat cu drag. Și la fiecare și la podcastul ăsta altceva. Au fost emisiunile de început care mi-s dragi, că au fost cele care m-au format și unde am învățat foarte mult și sunt și voi fi întotdeauna cum să zice, voi fi întotdeauna recunoscător echipei care de multe ori stătea cu noi până la 2-3 dimineața într-o vreme în care nu puteam plăti ore suplimentare, dar lumea făcea de drag pentru că toată lumea știa de emisiunea asta, da. Apoi au fost matinalul de la Antena 1, unde am practic împreună cu Ovidiu Scat și cu echipa noastră am fost deschizători de drumuri. Practic Răzvan și Dani astăzi fac continuă formatul pe, chiar în același studio și cu același producător, cu Elena Păun la producător, ca și atunci. După aceea a venit dis de seară la TVR emisiunea de Access Prime Time, cu care am ajuns lider național de audiență și pe zona aia. După aia a venit emisiunea La Mustață, care îmi este dragă pentru că aia a fost 100% producția și conceptul meu. Acolo am avut o echipă pe care o conduceam, dar a fost conceptul meu. După aceea m-am întors acasă, l-am cunoscut pe Nicu și am lucrat ani de zile la Tonic Show în toate soiurile de formate pe care le-am putut inventa, adaptându-ne la modul în care a evoluat piața și postul și condițiile și echipa și toate. E, știi, e, asta e ca și cum ai întrebat dacă are copil ți-i mai drag. Da. Nu poți să spui. Mai ales când ai unul. Da, când ai unul și spui, măi, am unul, dar nu prea-mi place. Deci pe mine ești drag. Mersi, fain, Costel. Gata? Da. Dar o pizza asta nu e... dați și voi? Un vin. O cafea. Ne mai vedem. Da, cum să nu? Așa numai ne-am încălzit acum, ne-am... Lasă că mergem și facem un duș, că am văzut că ți-ai aranjat și în baie, ai schimbat fitting-ul aia. Du-te, dă-i un prosop. Gata să terminăm? Cum facem? Ne ridicăm și mergem? De câte ori te-ai ridicat până acum? Call to action, facem? Call to action! Call to action! Ai tăiat-o din topor! Ce-am de-aia, mă? Emisiunea... Nu poți să-i spui unui copil pe care ți-i mai drag. Mulțumim, Costel. Prima, nu, bă, am zis prea altă că mai ales dacă ai numai unul. Mai ales dacă ai unul. Mulțumim, Costel, și s-a dus. No, bine.